Vine Diva cu pisica ei. Diva. De companie. Unde se ieduți? Cauți? Nu știu unde se ieduți. Hai că ți-aduc, am să ți-aduc. Ți-aduc. Hai, ce hai. Hai aici la ei, ia. Hai la ei. Hai cu tu. De ce bomba te-ai pupa? Salutare, prieteni! Avem o veste minunată, a doua căpriță din gospodăria noastră a fătat. Acum vreo două zile, capra deja s-a curățat, ieseți deja mult mai sprinteni și ne bucurăm tare mult, e produs și din Cuțu. Cuțu e căprița noastră preferată. Ce-ai bobică? Ce-ai tubită? Mamă mică! Mamită! Da. Noi ne plac tare mult iezii. De fapt, sunt două ieduțe de la Cuțu. Noi ne așteptam să fie trei, dar au fost două mari, mai mari ca cele de la Doina. Și tăteți bune și frumoase. Uite tu ce frumoasă ieduța asta. Ombido, ombido. Ce e? Da, prietena ta, cine e, Victor? Tot aia. Da, da, așa da, din da. Brațe de la tine prietena lui Sofia, așa e? Ia ce face. Da. Da, îi dau curdă. Bă, cum suspini tu, Vita. Prietena mea. Vrei să pleci? Vrei să pleci, dar numai nu mă iei. Numai nu mă iei. Vrei să pleci, dar numai nu mă iei. Nu, nu, nu. Vai, că te iubesc, ai vrut să spui, așa-i? Dar cum faci tu? Dar și asta la alta, ai auzit-o și pe asta la alta? Ia. Yeah. Fără coarne, ai observat? Mhm. Uh-huh. Ești foarte cuminți. Dar lui Doina amândouă au. Da, amândouă. La alea o să trebuiască să-i cornăm. Nu. Din păcate, i-am făcut seleniu și ieduța asta beata de ea, cred că i-am nimerit un punct mai dureros sau chiar un nerv. O doare foarte tare piciorul și calcă rău deocamdată, dar i-am făcut alaltă ieri. Și ne așteptăm în scurt timp să-și revină. Din păcate, astfel de mini-accidente se mai întâmplă.
Da, iubito, dar tu o să fii bine. Și să știți că asta e duța mea preferată, pentru că amândouă sunt fără coarne, dar asta are și o stea în frunte. Îi place să fiu scorpionată, și iubito. Da, ce-ți place? Mie spui și numele lui. Pe asta o cheamă Luna și pe surioara ei o cheamă Loli. Cealaltă eduță de la Doina este Doli. Și atunci Doli și Loli cam rimează și asta e Luna pentru care o stea în frunte, are o lună în frunte. Dar unde ne ducem? Nu ne ducem nicăieri. Putem aici la povești. Da? E un pic mai prostucă ca sora sa, dar... La țuță, da. O lăsăm și la țuță, numai uite cum e piciorul. Piciorul calcă cam rău pe el și... Sperăm să-și revină în cel mai scurt timp. S-ar putea să fie rupt. Nu e rupt. Victor, că nu e lovit, nu e nimic, doar s-a suferit un pic în urma injecției cu seleniu. Asta, sora sa, e clar mai mâncăcioasă. La fătare o fă mai mare un pic cealaltă. Luna o fă mai picuță, o suferi beata și incidentul cu injecția. Dar ne bucurăm foarte mult de ele pentru că sunt două eduțe foarte drăguțe, foarte speciale, dintr-o mamă specială și vor rămâne în gospodăria noastră. Ce faci? Asta mi-ai foarte jucăușă. Vai ce s-a făcut! Upa! Și asta abia ar sări. Oi! Se vede că și-o lua shot-ul de energizant. Se vede, se fac împreună. Îți place blănuța. Da, am zis să nu-i dai labă peste nas. Da. Ăștia sunt eduții, asta e căprița Cuțu. Pare cum ne gândeam că o să fete 3 la cât era de imensă. Chiar a fost cea mai masivă capră pe care am văzut-o. Dar ne bucurăm mai bine de 2. 2 este de calitate. Mari și frumoși. Avem aici pregătit și lapte praf. De data asta, ca și anul trecut am cumpărat. Nu, hai că te las să te duci. Ca și anul trecut am cumpărat Rovilac Top 35. Ăsta e un lapte praf pentru viței, de fapt, dar e foarte bun și pentru iezi. Prețul la sacul ăsta a fost anul ăsta 370 sacul, cred. Și dacă n-am avut probleme în trecut, continuăm tot cu el și anul ăsta. Dar o să vedeți când o să începem să introducem iezii pe lapte praf. Deocamdată îi mai lăsăm poate încă o săptămână cu mamele lor. Și... 3... No, ceva nu e ok. Hai, hai înăuntru. O plouă, hai Victor, hai! Iubire mică, iubire... Gata... Lasă că-ți trece... Că-ți trece, iubire... Luna mică... Luna mică de pe cer... Tu, băi, uite, ce doare acolo... Ce doare, șpântece mică... Atât ești de frumoasă! Umezi de mănâncă, tu ești de... Nu, să te mănânc, nu te mănânc. Să te pupăcezi, tata. Vai, cum suspini tu. Tata suspină, fetița, tata suspină. Și tremură, de fric, ți-o fric, nu ți-o fric. Ai blană și-i plăcut avară. Te-ai să nu ai mușcat, ține zic.
s-o împinge așa, știi, ca la țâță. Bun? E mie frumos. Ia o buză. Să o buză, dacă vrei. Ia peru. Îmi fac țâțucă. N-am țâțucă. Nu. Am vrut să papuza. Dacă nu mă supăr. Mâncătoare de lapte ți ești. Da, mâncătoare de lapte. Ai, du-te mic. Ce scumpă e, cum ar fi vrut să se joace și iep de tu, ca cum ar fi sărit. Așa, iubire, ai fi sărit și tu, dar nu poți, că ce doare piciorușul. Ce tot doare piciorușul ăsta, bată-l rușinea să-l bată. Mă iubești tare, știu, știu. Oameni buni, vă mulțumim pentru vizionare. Dați acolo cu like-uri, lăsați-ne neapărat părerea în comentarii. Distribuiți acest video dacă vreți să ne ajutați. Salutăm membrii canalului Roșan la Țară. Ți-am adus-o să te simți mai bine. Luna! Nu, iubirea mea! Dar n-a știut. Tu n-a știut așa? Pălali? Pe Luna. Pe Luna. Îți place, Eduza? Te bucur că ți-a adus-o, mami? Nu, dacă tremura. Oameni buni, cred că ați văzut ce faină pălărie mi-o broda soția mea. Atâta de mult mi-o place că și în casă stau cu ea. Asta e bivolița măriu, ca peste câțiva ani când nu se mai crească cornele. Și e o cusătură foarte specială. Cât s-o lasă coș? Câteva ore. Mai mult de 5 ore, așa-i? Da, ne-a luat mai mult, că da. E destul de greu. E destul de sofisticat și de greu de cusut. E groasă. Și groasă pânza. Da. S-a și plouat un pic. A plouat un pic, dar o țin în casă așa pe cap și să usucă. Și nu știu cum aș putea face să pot dormi cu ea. Ea are un... O lună. Da, un bec. Un bec, un bec. Un felinar? Nu, un clopoțel. Clopoțica. Clăpă. Nu, mai zice în clapă. Da, că luna, deja s-a obișnuit deja cu luna, așa-i, dragă? Ce frumos ești tu. Cum te simți? Îmi rupi capul. Îmi pare rău. Dar ce?